Bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea Miezul Vieții. Sunt Cornel Drăvășan și astăzi avem privilegiul să ne aflăm în Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș din București. Împreună cu noi se află doamna conferențiană vestală, dr. Maria Nițescu. Bine v-am găsit, doamna doctor. Bine ați venit. Ne bucurăm că ne-ați primit la dumneavoastră aici, în biroul ăsta generos și frumos. Cu mare drag. Știți că spitalul ăsta pentru mine este unul deosebit, pentru că la un moment dat mi s-a salvat viața aici, în acest spital. Și vreau să vă rog să ne spuneți care este atracția dumneavoastră ca medic, ca profesor spre bolile infecțioase. Ce v-a determinat să o luați în direcția asta? Eu sunt medic primar de igiena alimentației și nutriției din anul 2000. După anul 2000, specialitatea s-a numit igienă. Am o experiență de 16 ani ca medic igienist în Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și în Ministerul Sănătății. Acolo am lucrat foarte mult la elaborare de legislație în domeniul sănătății publice și la aplicarea, implementarea legislației de sănătate publică la nivel teritorial. În 2010 însă am ales să părăsesc domeniul acesta de sănătate publică din Direcția de Sănătate Publică și să mă concentrez mai mult pe cariera didactică și pentru că simțeam totuși nevoia să fac ceva în plus față de activitatea didactică, am găsit această oportunitate de a fi integrată în colectivul acesta de oameni minunați, în colectivul de cercetare științifică de la Institutul Național de Boli Infecțioase, profesor dr. Matei Balș. Asta e denumirea corectă. Din 2010. Am avut foarte multe emoții pentru că știam că aici sunt oamenii excepționali, oameni foarte bine pregătiți profesional și eu care veneam din zona aceea de medicină preventivă, nu știam exact cum o să fiu primită, cum o să reușesc să mă integrez în acest colectiv, așa încât să mă ridic la standardele institutului. Numai că am fost primită cu brațele deschise, pentru că în serviciul în care eu îmi desfășor activitatea, acela de prevenire, control a infecțiilor asociate asistenței medicale, există doi medici epidemiologi, există mai mulți asistenți de igienă, dar era nevoie și de o persoană calificată în domeniul igienei, pentru că ar trebui să înțeleagă toată lumea că există diferențe foarte mari între aceste specialități, epidemiologie și igienă. Iar igiena spitalicească, deși la noi în țară nu a fost niciodată considerată, niciodată nu i s-au alocat niște ore speciale, niște cursuri speciale. Consider că este momentul ca și în țara asta lucrurile să intre pe făgașul acela normal, așa cum se întâmplă în toată lumea. De curând citeam, chiar și Germania are societate națională de igienă spitalicească, ce se preocupă să facă ghiduri pentru igienă spitalicească. La noi, eu sunt un caz fericit, cred, nu știu dacă unic în țară, dar sigur printre puțini igieniști care lucrează într-un spital. Pentru că prevenirea infecțiilor nosocomiale nu înseamnă numai reducerea consumului de antibiotice sau nu înseamnă numai o atentă evaluare a pacientului înainte de a fi internat, așa încât dacă are o infecție
întâi să îl tratezi și abia după aceea să-l internezi pentru afecțiunea pe care o are, înseamnă o activitate care trebuie efectuată sistematic, care trebuie efectuată zi de zi, după anumite proceduri, după anumite protocoale, de către personal instruit. Adică sunt foarte multe lucruri pe care eu am început să le fac în acest spital împreună cu colectivul. Și să le implementați în sistemul sanitar românesc, în general. Cred că este un demers la Ministerul Sănătății, făcut de către Societatea de Igienă și Sănătate Publică. Cred că asta este denumirea acestei societăți. Este o societate constituită în urmă cu mulți ani, care nu este chiar foarte activă, dar a făcut acest demers la doamna ministru pentru a modifica legislația așa încât medicul igienist să poată să lucreze într-un spital. Este o solicitare corectă, pertinentă, numai că nu știu de ce întotdeauna lucrurile astea întârzie. Până când se schimbă două fraze într-un ordin de ministru, trebuie să treacă 2 ani, să se schimbe 3 miniștri, să o ia totul de la început și tot Știți așa. Știți la ce mă gândeam în timp ce auzeam cum vorbiți? Mă gândeam că cartea aceasta veche a omenirii, Sfânta Scriptură, Dumnezeu când scoate pe poporul lui din Egipt și îi oferă libertatea, îi dă tot felul de legi de igienă, în modul cel mai surprinzător. Bineînțeles, exprimarea este un arhaică. Dacă te atingi de un mort, rămâi necurat până seara. Dacă te atingi de un animal mort sau de trupul unui animal mort, iară trebuie să-ți scalzi trupul și așa mai departe. Foarte multe legi care țin de igienă, foarte multe legi. Omenirea a cam neglijat chestiunea asta, am impresia, până prin secolul 18-19. La noi, în UMF Carol Davila, primul curs de igienă s-a ținut abia în anul 1861, dar nici în alte state din Europa de Vest nu exista un curs de igienă în facultățile de medicină. Alte țări chiar după noi au implementat și au organizat catedre de igienă în universitățile respective. Mă referem la stilul ăsta de a ne spăla, noi oamenii. A, vă referiți la stilul de a ne spăla. Da, noi oamenii sau europenii am înțeles că nu se spală de foarte mult timp pe mâini. Adică exista legenda aceea, nu știu cât de adevărată este, cu un medic care mergea la morgă, mergea și la sală de nașteri și se întreba... Da, este de la 1840 și ceva și de-abia atunci a început, într-adevăr, să se implementeze în spitale reguli din acestea stricte de igienă, că atunci când ai desfășurat o anumită activitate și intri în sala de nașteri sau în blocul operator, să îți asiguri o igienă strictă a mâinilor. Numai că de la 1840 și suntem în 2020 aproape, lucrurile nu au evoluat foarte mult. Dacă ne uităm la studiile care vin să ne sublinieze importanța igienei mâinilor în spitale, la personalul medical, observăm că personalul medical are o complianță cu regulile de igienă a mâinilor abia la 70-80% dacă vorbim de personalul din terapie intensivă. Și în rest se merge pe undeva pe la 40-50%, ori acest lucru este foarte trist. Adică noi care suntem instruiți, care știm exact cât de important este acest lucru, nu reușim întotdeauna să facem ceea ce ar trebui să facem. Haideți să vorbim, doamnator, despre această problemă în rândul populației. De câte ne-am ferit noi, spre exemplu, din punct de vedere al vieții, pentru că emisiunea noastră se numește Miezul Vieții, de câte ne-am ferit, simplu, dacă ne-am spălat mai mult? Pe mâini, pe trup? Păi, cum este?
În primul rând, trebuie să știm că pe tegumente cărăm milioane de microorganisme, milioane de bacterii. Însă ele sunt cele saprofite, cele cu care noi trăim într-o armonie perfectă și care nu ne îmbolnăvesc. Sunt însă situații în care venim în contact cu bacterii patogene care produc îmbolnăvire sau venim în contact cu virusuri sau și atunci faptul că atingem mânerul de la ușă și venim să mâncăm fără să ne asigurăm igiena mâinilor înseamnă un risc foarte mare pentru sănătatea noastră în condițiile în care acea clanță a fost atinsă de zeci de persoane. Gândiți-vă la localurile publice. Uneori, știți, mergi să mănânci undeva într-un restaurant, te duci la toaletă, numai că după ce te-ai spălat pe mâini și ieși de acolo, mai pui mâna pe clanță, nu? Și dacă nu păstrezi șervețelul, prosopul de hârtie cu care te-ai șters după ce te-ai spălat pe mâini, cu care ar trebui să închizi și robinetul dacă nu este o baterie automată și să deschizi și ușa de la grupul sanitar de la toaletă înainte de a veni la masă, este același lucru ca înainte de a te spăla pe mâini. Prin intermediul mâinilor murdare se transmit o serie de infecții. În primul rând sunt cele digestive, deci toate diareile pot să fie date de faptul că nu ne-am spălat pe mâini înainte de a mânca, dar pot fi prevenite și infecții respiratorii, inclusiv gripa, dacă am reușit să ne spălăm pe mâini de câte ori călătorim prin mijloace de transport în comun, în special prin locuri publice. Dar pot fi prevenite o serie de infecții cutanate, infecții oculare și așa mai departe. Deci spălatul pe mâini chiar previne o serie de îmbolnăviri. Și în legătură cu spălatul trupului, sunt oameni care zic că nu se spală pe cap decât la 2-3 săptămâni ca să nu răcească. Sunt unii care se spală în fiecare zi. Cum este bine să procedăm din punct de vedere al igienei, din punct de vedere al expunerii la boli? Din punct de vedere al igienei corporale, sigur că este normal să asigurăm măcar un duș pe zi în funcție de temperatura mediului exterior, de condițiile de muncă și așa mai departe, nu numai pentru că ne murdărim venind în contact cu diverse suprafețe murdare sau cu locuri mai puțin curate, ci pentru că prin transpirație se elimină și o serie de substanțe, pentru că se descoamează tegumentul, se elimină o serie de celule moarte pe care este firesc să le eliminăm, așa încât ele să nu constituie sursă de hrană pentru microorganisme. Pentru că acolo unde există pe tegumente, unde avem substanțe organice, unde avem murdărie, acolo sigur avem și foarte multe bacterii. Și este firesc să le îndepărtăm așa încât să prevenim apariția infecțiilor cutanate, în primul rând. Da, mulțumim foarte mult, doamnător, pentru această primă incursiune în igienă, igiena practică. Presupun că la studenți le predați mult mai complicat. Noi am fost astăzi curioși și cu gura căscată să auzim lucruri foarte importante despre igienă. Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi doamna conferențiar universitar dr. Maria Nisescu. O să o avem și în ocazia viitoare când ne va povesti mai multe despre cum ne prelungim viața. Sunt Cornel Drăvășan, la revedere!